Da, bun găsit la superbitatea de emisiune, practic prima emisiune din zi, este și ultima și prima emisiune din zi când încep înainte de fix. Vedeți, e 23:59, deci este ultima emisiune din zi și în câteva secunde va fi prima emisiune dintr-o nouă zi. Ne aflăm la granița dintre zile. E foarte, foarte interesant ce vă spun, este perfect. O să începem să vorbim, desigur, astăzi despre singurele lucruri care se întâmplă în actualitatea din România, despre așa zisa anticorupție, despre justiție, despre posibila nominalizarea unui fost judecător al Curții Constituționale pe funcția de ministru la justiție. Dar înainte de asta, dați-mi voie să reflectăm. Deci există un site, se numește pagina The Media, așa se numește. Și asta e un site care cică ar fi The Media, adică se ocupă cu media. Și el, de fapt, este un site de PR pentru Digi24, pentru ProTV. Deci un site de PR. Deghizat, vezi, doamne, într-un site de media, în sfârșit. Dar chiar și pe acest site de PR pentru Digi, pentru ProTV și așa mai departe, avem astăzi următorul articol, care sigur că se bazează pe niște cifre pe care noi și noi le avem, că eu primesc în fiecare zi audiențele. Toată lumea din televiziunile care plătesc pentru asta mulți bani, primesc audiențele. Bun. Deci, atenție la acest titlu care reflectă o realitate care mi se pare demnă de a fi totuși menționată chiar și în această emisiune. Șefii de pe Antena 1 record pe comercial. Publicul comercial, într-o împărțire, după părerea mea, absolut stupidă. Că i-aș spune altfel, jur, dar nu am alt cuvânt decât o împărțire absolut prostească, după părerea mea. Așa, deci publicul asta, așa zisa sintagmă, public comercial, care e publicul cu vârstele cuprinse între 18 și 49 de ani. Deci ea de la 9 și la 19 ani au o putere de cumpărare, băi, deci să duc și rup în două magazinele. Altfel au studenții gratuitate la tren, de public comercial ce sunt, dar în sfârșit. Deci, nu ne mai luăm din asta, vă dau doar titlu. Șefii de pe Antena 1 record pe comercial, deci pe publicul 18-49. Cifre de peste două ori mai mari decât ProTV. Bun. Și mă veți întreba ce a avut ProTV-ul, nu? Deci Antena 1 pe publicul comercial, audiențe de peste două ori mai mari decât ProTV. Întrebare, dar ce a avut ProTV-ul? Știi? Voi ce credeți că a avut? A avut o altă emisiune cu bucătari. Cum? Da. Deci, cum vă spun? Luni seară, la a treia confruntare directă, foștii master șefi, eu nu m-am uitat niciodată, nici măcar o singură dată la vreo emisiune cu bucătărie, pentru că mă plictisește de moarte. Deci, pur și simplu, și după aia trebuie să zugrăvesc și pereții, că se scorojesc pereții de plictisire. Asta vă spun pentru mine personal, adică nu, în mod evident, oamenii din România au alte opțiuni, ceea ce e foarte ok. Deci, atenție, da, vă spun doar că nu știu ce înseamnă ex-master chef, nu știu, dar doar vă citesc. Luni seara la a treia confruntare direct, foștii master chef Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, parcă de ăsta, de Scărlătescu ăsta, să zic, am auzit, că are un nume ușor de reținut, că te gândești și mai la vaccin. Știi, băi, l-am vaccinat pe fiul meu, da, bun. Da, adică în sensul ăsta. Deci, foștii masterchef Cătălin Scătălescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au lăsat în urmă pe noi masterchefi de pe ProTV, șef Samuel, cer scuze, e după 12, Samuel Letorilec, se scrie T-O-R-R-I-L-L-E-C, Letorilec, ok? Șef Răzvan Exarhu, ce mă, ăsta s-a făcut bucătar, Răzvan Exarhu, ăsta s-a făcut bucătar? S-a făcut bucătar, dar eu sunt surprins că tu știi cine este Răzvan Exarhu. Este... Ai văzut reclama? A, din reclama... A, uite, vezi că Răzvan Exarhu a făcut acum 1888 de ani matinal la Pro FM, dar acum 400 de mii de ani, cu Teo Trandafir. Deci, dar el s-a făcut mai... și făcea, dar, nu știu dacă mai țineți minte, făcea o emisiune la un moment dat cu Octavian Paller la Pro TV, acum... În Quaternar, undeva în Mezozoic, se întâmpla treaba asta. Și între timp s-a făcut bucătare, adică face, nu știu, șnițele, eu nu... Ce fac bucătarii în principiu? Șnițele, nu? Sau? Sunt mult în urmă.
Mai face nimeni șnițele? E de porc să faci șnițele? Dacă faci șnițele de porc, e prea de porc? Nu știu, întreb. Bun. De șef Răzvan Exarhu și Liviu Popescu. Dar uite, întrebare. Stați că, de ce pe primii doi, ăștia de la ProTV, de șef Samuel Letorielec, șef Răzvan Exarhu și Liviu Popescu? Liviu Popescu ăsta nu-i șef? De ce nu i-a zis și șef? De ce numai la primii doi le-a zis șef? Poate ăsta era subalternul. Sunt doi șefi cu subaltern în formatul ăsta. Nu-mi dau seama. Pe segmentul comercial a fost record de audiență pentru șefi la cuțite. Ăsta cred că e de la Antena 1, de vreme ce e record. Da. Așa, 615.000 de telespectatori între 18 și 49 de ani pe intervalul de intersecție. Adică ceva enorm. La nivelul național, atenție, au fost 1,6 milioane de români pe minut. 1,6 milioane, bre. 1,6 milioane de șefi la minut, pe minut, la șefi la cuțite, față de puțin peste 900 de mii la ProTV. Aoleo, deci bătaie și pe segmentul comercial, și pe segmentul național, pe orice segment bătaie rău. La orașe, show-ul de pe Antena 1 a avut aproape 1 milion de telespectatori, în timp ce la Masterchef pe ProTV se uitau 450.000 de oameni la orașe. Bun, deci mult peste dublu pe orice target, și pe comercial, și pe 18+, și pe național, și pe urban, pe orice fel de target, nenorocire. Dar ce vreau eu să vă spun, pe lângă faptul că ăștia bucătarii, că eu nu știu să le șefi, șefii asta înseamnă, nu? Adică șefii înseamnă bucătari, nu? Că, nu. Ok. Deci bucătarii de la Antena 1 i-au rupt cu bătaia pe aia de la ProTV, că asta e treaba. Așa. Deci sunt trei bucătari la Antena 1, tu pari mai în temă. Deci sunt trei bucătari, nu? Dar de ce sunt la cuțite? Adică, nu știu, să taie între ei? Nu, bănuiesc că nu. Nu, să înjură? Nu. Să concurează, nu? În sensul ăsta. Așa, se concurează. Deci trei bucătari de la Antena 1 i-au smardoit pe trei bucătari de la ProTV foarte rău. Dar în total, cea mai mare parte din populația României care s-a uitat la televizor s-a uitat la bucătari, că asta vreau să reliefez. Deci s-a uitat la 6 bucătari. Sigur, mai mult decât dublu s-a uitat la 3 bucătari de la Antena 1, dar în total, înțelegeți că lumea s-a uitat în România, stimați cetățeni care vă uitați la această emisiune care n-a avut în viața ei o rețetă de ouă ochiuri. Așa. Vă dați seama că totuși subiectele de cel mai mare interes din România sunt astea? Astea și alea cu cântăreala. Mai vine câte o tută, era să spun, câte o formă de viață, indiferent de sex, așa, care pune o gură în sus, că o chinuie talentul și... Eu pe aia am mai prins așa, când zapez și nu sunt atent și zapez așa, gândindu-mă în altă parte și mai ajung pe câte o de-astea, pe câte o gheorlăitură. Și nu știu, când e vineri seara, când e emisiunea, e o zi de gheorlăială. Deci cum e ziua de bucătăreală, e ziua de gheorlăială la televizor. Da, și zapez și peste tot e câte una sau câte unul. Nu. Dă din nou pe chioveșii. Știi că nu. Da. Deci, noi sigur că astea, pact, cu tare, statul de drept, abuzurile, instituțiile, guvernul, cu tare, rezist. În sfârșit, toate ele, bă, dar de fapt și de drept, că e la modă de drept, bă, lumea în România e interesată de bucătăreală, frate. Ce stat de drept, ce justiție, ce legi, ce economie, ce program de guvernare, ce, bă, ne lași. Bre, în România lumea e interesată de bucătăreală. Foarte tare. Adică din când în când, când te ia capul așa și ai senzația că vorbești despre lucrurile cele mai importante, care hau, dintr-o dată, știi, te resetează așa, te aduce cu picioarele pe pământ. Te uiți un pic, bă, dar ce audiență au făcut bucătăria? Și te uiți. A, nu se înțelege greșit. Nepoței cretini ai lui Stalin, foarte numeroși, sunt destul de numeroși până în România, să stea liniștiți. Când e vorba despre posturi care se ocupă de știri și de actualitate, și ieri Antena 3 i-a bătut pe toți de a crăcănat. Deci să stea liniștiți. Asseyez-vous, cum ar spune domnul acela de la Place d'Unirie, asseyez-vous, stați liniștiți la locurile voastre. Deci i-am crăcănat pe toți. Și ieri. Deci să stați liniștiți. Dar s-a înțeles oricum ideea, să trecem mai departe. Domne, vine astăzi, eu am emisiunea